Bun găsit la o nouă ediție de iSport, sunt Răzvan Țirea. În această seară vom vorbi despre Corona Brașov. L-am alături de mine pe președintele clubului brașovean, domnul Liviu Dragomir, căruia îi mulțumesc mult pentru prezența în această seară la noi în emisiune. Bună seara și mulțumesc și eu pentru invitație. Să începem cu cele mai recente evenimente. Practic, debut de sezon pentru echipele de handbal și de hockey ale clubului Corona Brașov, ambele cu succes. Corona, echipa de handbal, antrenată de Mariana Târcă și Dumitru Berbece, a făcut două meciuri foarte bune împotriva formației bosniece Grude și s-a calificat în turul 2 al cupei EHF, iar hocheiștii Lupii au câștigat la Belgrad în debutul Ligii MOL, 3 puncte importante, un meci fără istoric, 5-1 pentru trupa condusă de Martin Lacroix. În acest an așa s-a nimerit. N-am început cu meciurile din Liga, am început cu meciurile din Liga MOL la hockey, respectiv Cupa EHF la handbal. Ne bucurăm că avem la amândouă rezultate foarte bune. La handbal am ajuns în turul 2. Un adversar destul de modest. Am avut șansa să putem rula toate echipa, inclusiv juniorele care au făcut pasul de la junioare la echipa mare. Iar la hockey, rezultat foarte bun. Felicit echipa pe această cale. N-am avut ocazia să vorbesc cu ei. Numai pe mesaj am corespondat cu președintele secției de hockey, Emilian Cernica. Le-am transmis felicitări. Astăzi joacă la Budapesta cu Ferencvaros, mâine joacă cu Uipești, după care se vor întoarce acasă. Noi sperăm la hockey să avem un sezon excepțional. Echipa s-a întărit foarte mult. Avem un antrenor care are foarte multă experiență și care a dovedit-o în campionatul din Canada. Iar împrospătarea echipei cu acei jucători veniți din străinătate cu siguranță reprezintă un plus. Și noi sperăm să câștigăm anul ăsta cât mai mult, în așa fel încât la final să avem rezultatul cel mai bun. Noi ne dorim să luăm campionatul Cupa României și în Liga MOL să ajungem cât mai sus. Acolo, de fapt, este testul pe care trebuie să-l dăm, pentru că în Liga MOL sunt echipele puternice. E normal să te compari cu cei mai puternici, e normal. Sincer, am văzut achizițiile pe foaie. Corona arată extraordinar de bine. Practic sunt 4 linii, nu știu dacă au avut vreodată atâtea linii competitive Lupii, plus juniorii care au demonstrat în sezonul trecut și care au avut meciuri și care au crescut în valoare prin această politică care a fost în sezonul trecut la echipa de hockey pe gheață. Au crescut, au prins experiența și care cred că oricând pot face pasul către echipa mare. Asta este și strategia clubului nostru, să avem în pepinierea proprie sportiv cât mai bun pe care să-i pregătim și care în momentul în care este nevoie să facă pasul la echipa mare cu brio, să joace de la egal la egal, să nu aibă emoții, să aibă meciuri în picioare, cum se spune. Acest lucru sigur se va întâmpla și la hockey. În acest moment, din păcate, suntem nevoiți să apelăm și la jucători din străinătate, pentru că în hockey resursa umană este destul de scăzută. Sunt doar cei din zona Harghitei care au ținut steagul sus în acești ani în ceea ce privește hockey-ul. De ani bun de zile se pregătește și Corona. Cu siguranță vom deveni cea mai importantă voce a hockey-ului din România. De aceea și acest proiect în care pregătim copii și juniori a prins contur. Deja avem copii care se duc la echipele naționale, în loturile naționale fac o figură frumoasă. Sperăm că încet, încet și aceste echipe să conteze în hockey-ul internațional. Dar în acest moment vrem să avem performanță, le dăm șansă și sportivilor tineri. Cam asta este ceea ce ne dorim în ceea ce privește clubul Corona Brașov. Practic, o pepiniere extrem de bogată la hockey, pentru că în toți acești ani de când s-a înființat această secție de hockey pe gheață, numărul copiilor care au fost atrași de acest sport a crescut de la an la an și, din câte știu eu, sunt peste 200 de copii acum la Corona, la hockey pe gheață. La fel, același lucru s-a întâmplat și la handball și am văzut rezultatele, am văzut o Sorina Târcă în aceste două meciuri cu echipa bosniacă Grude, care promite foarte mult și care
cu siguranță, din ce am văzut noi din tribună, va fi una dintre cele mai importante jucătoare de handbal din România în următorii ani. Am văzut-o Daria Bucur, am văzut-o pe Crețu, am văzut jucătoare care au fost crescute practic la Brașov și care vor avea un cuvânt de spus în acest sport în continuare. Știu că există o pepinieră extrem de bogată și la scrimă și știu că scrima vă este foarte dragă și mi se pare un proiect clădit sănătos până la urmă, pentru că este mult mai ușor să crești și să ai resursa umană la tine în curte decât să te duci să plătești și să o aduci din altă parte. Foarte bine ați punctat. Noi ne dorim să avem un proiect sănătos, pentru că e simplu să tot aduci de afară, dar acei oameni nu au acel așa zis patriotism local să se lupte pentru culorile acestui club. Ei sunt mercenari. Asta este realitatea. Pe când dacă îi crești aici la Brașov, vor simți pentru Corona mult mai mult, pentru Brașov, pentru acest public minunat. Plus costurile până la urmă, pentru că un jucător venit de afară te costă masă, casă, plus salariu. Unul crescut aici nu te mai costă masa și casa. De acord. Și ne dorim ca ei să știe că au continuitate. Adică în momentul în care vor ajunge la vârsta senioratului, să știe că pot avea acces în cadrul acestei echipe de seniori. Dacă au valoare, bineînțeles, concurența e mare. E greu să spui că din toate generațiile toți vor juca la echipa Corona Brașov seniori. Dar din vârfurile vor juca la noi, că ne dorim să rămână la noi, dar având valoare și având rezultate cum au fost cele de la Junioare 2 care au câștigat titlul anul ăsta, vor intra în vederile altor echipe care nu au aceste pepiniere și vor avea continuitate, ceea ce ne dorim, să formăm cât mai multe, să ajungă în lotul național, pentru că, din păcate, sportul suferă la nivelul echipelor naționale. Noi când ne batem aici între noi, totul e frumos, dar când ajungem afară, nu mai avem aceste rezultate foarte bune. Cel mai bun exemplu de curând este fotbalul, din păcate, care este cel mai iubit sport, dar la nivel de echipă națională nu avem, pentru că eu așa cred s-a greșit în momentul în care s-a acceptat acest număr de străini foarte mare să joace în România și avem și noi copii talentați și jucători talentați care pot face față, dar s-a mers pe această politică, ceea ce noi nu dorim să greșim acum la handbal, iar în viitor, cu siguranță, la hockey, acesta este de fapt proiectul sport 100% românesc. La polo avem iar acest proiect, deja au început și cresc copiii la polo, de 2 ani de zile se formează grupele și vom avea o piramidă completă. Anul ăsta ne vom înscrie în Liga Națională cu jucători aduși de afară, numai 2 sunt brașoveni, dar din păcate s-a pierdut această tradiție la polo. Am luat locul 3 în campionatul trecut, sunt convins că vom avea rezultat foarte bun și în celălalt, în campionatul care urmează, dar în 2-3 ani cu siguranță pepiniera noastră va da jucători sportivi care se vor regăsi în echipa de seniori. Pentru că ați vorbit de polo, din câte am înțeles, parteneriatul cu sportul studențesc continuă. Și în acest sezon. Un lucru benefic din punctul meu de vedere, pentru că altfel acești copii care au venit acum la acest sport nu ar fi avut niște modele. Așa, având o echipă de seniori care evoluează în Superliga Națională de Polo și cu rezultate, au un model, pentru că este important să ai un model în față. Că așa sunt copiii. În momentul în care au văzut pe cineva, un model, un sportiv foarte bun, care a avut rezultat, atunci altfel și altfel trage la antrenamente, altfel vine la bazin, că vorbeam de polo. Pentru orice copil care se apucă de un sport, este nevoie să-și aleagă un model în viață, un idol. Și acest lucru se întâmplă acum și în polo. Ei au văzut niște sportivi foarte buni în sezonul trecut, au început să vină din ce în ce mai mulți copii la polo și asta este o surpriză. Chiar săptămâna trecută am vorbit cu antrenorul de la copii și juniori, George Mihalache, și mi-a spus că e un aflux crescut de copii. Polo este un sport foarte dinamic și foarte complex, pe lângă faptul că trebuie să înnoști, să te menții la suprafață, mai trebuie să joci și mingea. Și asta este un lucru pozitiv. Faptul că vor avea și modele în continuare este iară benefic pentru ei și pentru viitorul poloului brașovean.
Știu că scrima vă este foarte dragă. Brașovul are o tradiție extraordinară în scrimă. Nu trebuie să ne uităm prea departe și îl vedem pe Rareș Dumitrescu, Mihai Covaliu. Sigur. Dacă nu uităm un pic mai în spate, e Reca la Lazar, Vili Sabo. Vili Sabo. Sunt. Modele nu ducem lipsă în scrimă la Brașov. Care este situația? Știu că ați început această secție și că deja au apărut și câteva rezultate la nivelul copiilor și tinerilor. Am început în mai 2015. Dacă nu mă înșel, și domnul Manciuc este cooptat. Este și domnul Manciuc, lucrează la noi. Da, avem un colectiv care îmbină experiența cu tinerețea. Sunt foști antrenori sau sportivi de la Clubul Sportiv Tractorul, care au activat acolo, așa cum am activat și eu în trecut. Mi-am dorit să refacem această tradiție pentru că noi, la nivelul Clubului Sportiv Tractor, am avut 3 arme, ceea ce avem și la Corona Brașov, floretă, spadă, sabie. Adică complet. Complet. Se mai face scrimă în Brașov și la Dinamo și la CSM. Aici avem un colectiv bine închegat. Ne-a pus Direcția de Tineri și Sport, ne-a pus la dispoziție 2 săli. Ne antrenăm foarte bine. În vara acestui an am participat la primul campionat național. Am luat 4 medalii de bronz la nivelul copiilor, ceea ce pentru noi a fost un lucru nemaipomenit. Nu ne așteptam ca după 7-8 luni de armă, pentru că doar în toamna anului trecut au început să lucreze cu arma, să putem avea rezultatele acestea. Asta ne dă încredere că suntem pe drumul cel bun, că lucrăm așa cum trebuie și pe viitor, cu siguranță, lucrurile vor avansa în direcția pe care noi dorim. Noi știm ce avem de făcut. Important e ca acești copii să vină în număr mare să facă sport și de acolo depinde foarte mult și de calitățile lor, de determinarea pe care o au să ajungă pe acest drum. Sportul, de sport se apucă mulți copii, dar din păcate marea majoritate renunță datorită fel de conjuncturi. Este un lucru destul de greu să mergi la antrenament săptămânal, să renunți la, știu eu, la a te juca cu copiii ceilalți, ieși în curtea blocului. Nu mai sunt mai dane, domnul Dragomir, mai de sunt mult, mai dane, dar copiii nu au mai văzut afară, mai mult în fața calculatorilor și exact, tablete. Și eu cu această ocazie chiar îi invit pe părinți să îndrume foarte mult spre sport. Noi avem la ora asta 9 secții, îi așteptăm să vină măcar să facă sport, să-i determine să iasă din fața acestui calculator, din fața acestui telefon performant și să vină o oră, o oră jumătate, ori la bazin, ori la patinoar, ori la sala sporturilor. Avem infrastructura necesară, municipalitatea s-a îngrijit să avem acest lucru și e păcat să nu folosim. Am făcut evenimente, chiar ieri în colaborare cu Urban Invest, în Piața Sfatului a fost un Junior eveniment Sport Fest, știu, am fost acolo, deosebit, extraordinar. Exact, în care și handbalul și fotbalul de la Corona a fost prezent ca să promoveze sportul în rândul acestor copii. Da, este un proiect care mie mi-a plăcut foarte mult. Eu am început de foarte mult timp un astfel de proiect, dar pe parte de media, cu scoateți copiii din casă și din fața televizoarelor și duceți-i la sport, indiferent de sport, și mă bucur când văd că se mai implică și alții în astfel de proiecte. Corona a înființat 2 secții noi, de curând, este vorba de fotbal și de gimnastică. Care este situația? Știu că la fotbal este domnul Adrian Sabo, coordonatorul acestei secții și din câte am înțeles sunt deja foarte, foarte mulți copii la fotbal la Corona. Fotbalul la Corona are o tradiție. Din nefericire a fost închisă această secție în 2013. Nu cunosc cauzele, probleme, pentru că nu eram în cadrul clubului, dar mă bucur că la insistența multor părinți municipalitatea a decis ca bazele sportive pe care se joacă fotbal să fie deschise tuturor copiilor, ceea ce ne-a dat un imbold să înființăm și noi o nouă secție, să reînființăm de fapt secția de fotbal. L-am convins să intre în această echipă pe antrenorul Adrian Sabo, care eu, din punctul meu de vedere, nu mai are nevoie de prezentare. El este un antrenor cu vechime, cu experiență și a format un colectiv de antrenori foarte tineri, iar aceștia au început încet, încet să-și aducă copilași la fotbal. Așa cum știm, fotbalul este unul din cele mai iubite sporturi din România și din lume. Vedem ce aflux de spectatori aduc la meciuri și în fața televizoarelor și de aceea copiii își doresc să facă fotbal.
Am avut deja, am început competițiile oficiale în acest, da, la nivel de copii. Oricum nu ne vom gândi la a face o echipă de seniori decât în momentul în care vom avea formatul această piramidă, tocmai ca să ajungem la acea creștere sănătoasă a lor, să nu mai aducem de afară. Este un sport în care Brașovul are foarte multe talente și dacă îi vom crește bine împreună cu celelalte cluburi, eu îmi doresc, și ăsta este un proiect pe care Adisabo l-a inițiat, să avem o echipă de elită la nivelul copiilor de 15-16 ani, care încet, încet să ajungă la un nivel de a juca în aceste ligi inferioare față de Liga Națională și de ce nu să devină în timp Corona Brașov sau orice altă echipă, dacă își poate permite, o echipă fanion în ceea ce privește fotbalul. Noi trebuie să ne gândim la faptul că Brașovul merită să aibă echipe de vârf. Știm, din păcate, problemele cu care se confruntă FC Brașov. Îi felicit pe această cale că au avut un parcurs foarte bun și în weekend acum au câștigat. Felicitări și bravo lor! Dacă își vor putea menține poziția foarte bine, noi putem să avem atunci o pepinieră pentru o echipă de Liga 2 sau Liga 1 și să dăm cât mai mulți copii astfel încât să aibă această continuitate în timp. Despre secția de gimnastică, ce puteți să spuneți? Secția de gimnastică se va înființa tocmai pentru că există și aici foarte mulți copilași și tradiție care fac gimnastică. Este un sport iubit în rândul copiilor, pentru că fetele își doresc să fie mai balerine, băieții încearcă și ei să aibă această apetență pentru sport și pentru gimnastică. Se va, din ce știu eu, este un proiect la nivelul infrastructurii prin care se va reface sala de gimnastică de la școala 2 și vom începe. Momentan este numai în fază de acceptare, s-a acceptat în adunarea generală a clubului, urmează să facem organigramă, să cooptăm antrenori și așa mai departe. Cum vedeți dumneavoastră colaborarea dintre Corona și celelalte cluburi? Pentru că sunt foarte multe cluburi care au sportivi de top în Brașov. Cluburi care poate nu reușesc să-i susțină atât de mult cum i-ar putea susține Corona. Există deschidere, există dialog între Corona și celelalte cluburi, chiar dacă sunt private, chiar dacă sunt de stat. Deja am atins acest subiect vis-a-vis de fotbal. Acest lucru eu personal mi-l doresc la nivelul tuturor secțiilor pe care noi le avem. Nu trebuie să uităm principiul de bază pentru care funcționăm. Trebuie să atragem copiii să facă sport și dacă vom avea vârfuri, acestea trebuie sprijinite să ajungă la un nivel de performanță ridicat, ceea ce înseamnă ca la senior să aibă unde activa. Avem deja contacte cu echipele, cu celelalte cluburi din oraș, le-am făcut propunerea ca, dacă există vârfuri, handball, nu știu ce secții mai sunt, polo, mai există la CSM sau patinaj sau ski, datorită acestei stabilități pe care o are clubul din punct de vedere financiar, datorită continuității pe care o are, datorită antrenorilor foarte buni pe care îi avem la Corona, putem aduce aici vârfurile, să avem o voce deosebită, auzită în țară, dar mai ales în străinătate, că acolo este, de fapt, examenul pe care îl dau sportivii români. Că aici ne batem între noi, câștigăm, dar e important să ajungem în străinătate și România să fie recunoscută, așa cum a fost odată. Uitați-vă mai departe rezultatele la Olimpiade, care, din punctul meu de vedere, au fost modeste. Și dacă nu vom porni de jos cu această construcție solidă, sănătoasă, iar copiii să știe care este direcția lor, nu vom ajunge la performanță. Și pe această cale fac un apel către comunitatea de afaceri să vină aproape de sport. Știu că există greutăți, dar dacă nu vom sprijini fiecare om de afaceri sau oameni din bordul acelor companii, au copii. Și trebuie să facă ceva pentru aceste cluburi. Nu vorbesc numai de Corona, de toate cluburile care fac sport. Eu îi apreciez pe cei care au avut inițiativă privată.
îi susțin cât pot și am văzut că și municipalitatea le oferă bazele în condiții avantajoase, ceea ce înseamnă că există deschidere la nivelul Brașovului pentru sport. Până la urmă, sportul este cel mai bun ambasador al acestei comunități, al acestui oraș, al acestui județ, exact. Ca să extindem, și ar fi păcat, mai ales că, așa cum a spus, este foarte important ca acești copii, copii ai Brașovului, care nu mai au maidane, nu mai au unde să se joace, să vină să facă sport într-un cadru organizat pentru sănătatea lor, pentru dezvoltarea lor ulterioară și pentru, așa cum am mai spus, pentru a reprezenta acest oraș, acest județ în competiții naționale și, bineînțeles, internaționale. Mi se pare că este cel mai bun ambasador acest sport. Și va continua să fie acest Clubul Corona va contribui la acest lucru. Cât timp voi fi președinte, mă voi îngriji ca acest lucru să se dezvolte cât se poate de sănătos. Copiii, oricând își doresc, să poată găsi aici sporturi pe care își doresc să le practice și noi le punem la dispoziție baza materială, le punem la dispoziție experiența antrenorilor și în timp îi vom sprijini în ceea ce privește indemnizații, echipament și așa mai departe. Tot ceea ce un sportiv are nevoie ca el să nu ducă lipsa sau grijă a nimic și să se focuseze strict pe a se pregăti și a avea rezultate. Clubul Corona are în acest moment 9 secții, dar să știți că mai sunt sporturi de tradiție care au dispărut din Brașov. E voleiul care a fost un sport de mare tradiție, care nu mai există când în acest moment. Când eram eu micuț, era Gigelu, știu, jucau acolo, aveam o echipă foarte La Tractorul a fost o echipă extraordinară. Exact. Era lumea în afara sălii la meciurile. Și la Tractorul așa este, echipa de băieți, da. Mai este și basket, și la basket am avut tradiție și cu fartecu și cu rom radiatoare și... Acum CSU vine la fete, la băieții, la Brașov, ce mai un pic. Ar fi minunat ca Clubul Corona să poată să preia toate aceste sporturi, dar revin și spun, aici e vorba de bani. Comunitatea de afaceri, oamenii care pot câte un pic, eu prefer și când mă duc să mai vorbesc cu câte un potențial sponsor, îi spun... Cât de puțin dacă ne sprijiniți, dacă noi vom strânge 100 de astfel de oameni în jurul clubului, efortul financiar sau presiunea va fi mult mai scăzut. Așa, dacă te duci pe unul singur și acela intră la un moment dat într-o problemă sau nu mai vrea, te-a lăsat și te lasă efectiv de trebuie să închizi. Dar așa, găsind din ce în ce mai mulți și fiecare să dea o sumă, destul de mică, zic eu, raportat la cifrele lor de afaceri, fiecare după potențial, în timp vom avea o stabilitate și o coerență în dezvoltarea sportului. Și asta trebuie să se întâmple la nivelul național, la nivel național, nu numai în Brașov. Cu siguranță. Bine, la basket există și Consiliul Județean care susține echipa, ar putea fi un parteneriat frumos între primărie și Consiliul Județean și am avea o echipă de Liga Națională care există acum, care am văzut ce jucătoare a crescut, jucătoare care, iată, au jucat în echipa națională, mai sunt încă vreo 4-5 care sunt în echipele de juniori și acum vor face pasul și iată, am dat o basketbalistă în Statele Unite la un colegiu renumit și pe Ana Ferrariu, care provine dintr-o familie de sportivi. Așa este, Horatiu și tatăl lui. Și chiar și tatăl lui și sora ei care joacă și ea basket. Exact. Ar putea exista o astfel de colaborare între Consiliul Județean, Corona, Primărie, da, pentru asta putem avea un început, o discuție, să vedem ce presupune această poveste. Noi avem o experiență, un astfel de parteneriat cu sportul studențesc legat de echipa de polo. Nu știu exact în ceea ce ar putea consta. Dacă există un plan concret de acțiune pe mai departe, suntem deschiși la o astfel de discuție. Ne apropiem ușor de final. Mi-a spus că la hockey vedeți echipa foarte sus și sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Cred că nu vor fi probleme în a cuceri campionatul național și Cupa României din punctul meu de vedere. Și am spus domnului Cernica la o discuție privată că îi dau și înscris că vom câștiga campionatul și Cupa României și sunt convins că vor juca și finala Ligii MOL pentru că echipa arată foarte bine. Care credeți că va fi la handball evoluția echipei?
pentru că va fi un sezon extrem de dificil. Am văzut în prima etapă deja surprize mari, Slobozia cu Roma, meci egal. Se anunță un campionat extrem de echilibrat, except în CSM București, care probabil va defila. Va defila în campionat, având în vedere achizițiile pe care le au și forța financiară pe care o au. Ei s-au pregătit să joace din nou în Liga... În Final Four, în Final Four, da, cât mai sus. Noi, la nivelul echipei Corona, avem ca obiectiv locurile 2-3. Asta este important pentru că și anul trecut am luat medalia de bronz. La aceste locuri se bat 4 echipe. Ele s-au întărit foarte mult pe baza faptului că s-a desființat Baia Mare. Acum și Ploieștiu are probleme. Sunt destul de multe probleme în Liga de handbal feminin. În tot sportul, în general. În tot sportul. Dar noi, așa cum am și început, ne bazăm foarte mult pe aceste jucătoare foarte tinere. Daciana Hosu să încep din poartă, Daria Bucur, Cristina Crețu și, nu în ultimul rând, Sorina Târcă, care are un șut foarte bun. De pe poziția ei am scris și foarte multe goluri în această dublă cu Grude. Și este important să capete încredere. Este greu în Liga Națională pentru că acolo sunt jucătoare cu multă experiență, ele sunt crude, au 17 ani. Dar au modele și au lângă tine să crească până la urmă. Așa este. Și doamna antrenoare, Mariana Târcă, știe ce să le învețe. Am văzut că schemele încep să funcționeze. Și să nu uităm că lotul este același de 3 ani și mă bucur când sunt în preajma echipei să constat că se înțeleg foarte bine, că sunt unite. Asta este, de fapt, important, că echipa să funcționeze. Vom avea primul test miercuri în Deva și după aceea vom vedea încet, încet parcurs. Mulțumesc mult de tot pentru prezența în această seară la noi în emisiune și vă doresc mult succes cu toate secțiile care există în acest moment la Corona și poate că mai faceți și alte secții. Da, mulțumim! Punem punct aici emisiunii în această săptămână de iSport. Sunt Răzvan Țirea. Până săptămâna viitoare, toate cele bune!